Arhitectul hunedorean Dumitru Armășescu liniștește populația și precizează că majoritatea clădirilor din județul Hunedoara sunt proiectate și executate pentru a rezista la un seism cu magnitudinea de 6. De asemenea, și instituțiile publice par a fi sigure în caz de cutremure, declarând că România este suficient de disciplinată în proiectarea și execuția construcțiilor. Ce se întâmplă cu o clădire când este inputul seism, când este seismul, ea, cum am spus, se mișcă ca un pendul. Este bine ca ea să fie mai elastică la vârf. Prin norme este stabilită și o deplasare la vârf, în funcție de înălțime, cât să se deplaseze la seism. Dacă ar fi foarte rigidă, ea s-ar putea rupe din fundații sau chiar cu fundații. Ele sunt foarte sigure. Spitale care au fost construite după 1977 și toate clădirile și în perioada anterioară 77, ele în general sunt în structuri de beton, cum este Deva și și Petroșaniu, este într-un sistem de pereți de beton, pe coridoare pereții sunt de beton, între încăperi transversați sunt pereți de beton, ceea ce se cheamă diafragme fagure. E atât de rigidă clădirea încât ar trebui să aruncăm câteva bombe pe ea să o putem... Deci rezistă și la un seism de peste 6, da, 7... ele sunt calculate la nivelul maxim, la gradul 6 la noi și nu absolut nicio îngrijorare. România este suficient de disciplinată în ceea ce privește proiectarea, execuția construcțiilor